pentru a avea împlinire în toate domeniile vieții noastre. Și fiecare, ca fiecare Dumnezeu să ne lucrească pe fiecare. Pentru ca toate obiectivele și planurile noastre pentru anul ce urmează să fie conforme cu voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită. Păi, nici mai venim într-o rugăciune de recunoștință, să continuăm să venim cu recunoștință înaintea Domnului în dimineața asta, pentru anul ce tocmai se încheie și să cerem înțelepciune, așa cum ziceam, pentru a trăi pentru gloria Lui în anul ce urmează. Haideți să ne rugăm într-o rugăciune. Don't you I cry out?
de vreme și apoi 11, da? Și să nu uităm că acești astrologi, magi aceștia, au venit la Ierusalim, au bătut cale lungă și au făcut investiții enorme ca să se închine unui împărat care avea la vremea aceea sub 2 ani. Nu știu cât are Filip. Cât are Filip apostol? 2 și... Ei, hai să ne gândim că în momentul în care magii, astrologii, savanții lumii antice fac această investiție enormă, o fac ca să se închină unui băiețel care era sub 2 ani. Uitați-vă, era 2 ani, Filip. Acum, imaginați-vă că inteligența lumii antice, vom vedea versetul 11, se aruncă grămadă, da? Înainte unui bebeluș. Care abia a început să gândurească, să vorbească probabil, da? Care e logica? Versetul 11, hai să vedem 11, da? Dar ce-au făcut savanții, celebritățile lumii antice? Au intrat în casă. Au văzut pruncul cu Maria, mama lui. Uitați-vă ce-au făcut. Nu un gest așa de reverență. S-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat unui bebeluș. Băi, dar mă, la Filip, ar fi jenant să bagă pe burtă în fața lui Filip. Câți împărați ai lumii s-au născut în rasa umană? Nu știm că acești astrologi să fi făcut gestul acesta și investiția asta enormă pe care au făcut-o atunci. Dacă o să mă gândesc și aș lua în calcul câteva nume de celebrități, de somități cu IQ-uri foarte mari, să-i văd pe ăștia o ceată de savanți aruncându-se grămadă în fața unui prunc, aș spune, mă, ceva nu-i în ordine cu ăștia. Cred că vorba celui împărat îi spune lui Pavel, băi, Pavel, cred că înțelepciunea ta cea multă te-a dus în nebunie, da? Și a zis, Pavel, auzi, împărate, de-a Domnul tu să fii nebun ca mine. Mai puțin lanțurile. Ei, când citești aceste lucruri și zăbovești asupra lor, te gândești, mă, ce-au fi determinat oamenii ăștia să facă ce-au făcut? Pentru că este irațional. Nici un părinte nu se aruncă în fața bebelușului, nici măcar când te roagă frumos, că e bebeluș, bebeluș ascultă de părinți. Totuși, oamenii ăștia se aruncă cu fața la pământ. Eu văd această imagine inteligența lumii antice și nu numai, părbușită înaintea celui care intră în istoria noastră a pământenilor. Dacă mă uit la poporul în care se naște viitorul, era și un popor care nu se remarcă în istoria popoarelor celebre. Deși este singurul popor din lumea antică ce rezistă și sociologii și istoricii își fac tot felul de scenarii și se gândesc ce a ținut acest popor în istorie. Se frământă, așa? Ei, oamenii ăștia se aruncă la pământ și îi aduc și daruri. Deci fac o investiție enormă oamenii aceștia. Închinarea lor înseamnă mult mai mult decât ceea ce înțelege mai prin închinare. Nu știu să fi cântat vreun cântec, nu știu, erau cântăreți. M-au spunit Scriptura despre asta. Interesant că n-au venit să-i cânte un cântec de leagă lui Iisus. N-au venit să facă un concert de laudă și închinare în fața lui Iisus. Și vreau să nu vă grăbiți cu concluziile și să mă judecați. Stați un pic, da? Dați un timp. Bine? Și pare interesant și extrem de important că închinarea acestor oameni n-are nimic în comun cu muzica. Asta nu înseamnă că în vremea aceea, în contextul în care intră Hristos, n-a fost prezentă muzica, da. Cineva spunea că și astele au muzica lor, da. Dacă l-aș cita pe acel păstor american, pe care știți și voi, da. Ei,
De ce am ales ca și subiect închinarea care transformă? Pentru că cea mai mare parte a închinării zilelor noastre, în bisericile noastre evanghelice, nu transformă pe nimeni. Nici măcar pe închinători. Ce să mai vorbim de cei care participă la închinare? Și când m-am adâncit în ceea ce s-a întâmplat aici, la Matei 2, sau acolo, în căsuța aceea, și m-am uitat cum se închină oamenii ăștia, m-am frământat și continu să mă frământ vis-a-vis de ceea ce înseamnă închinarea aceea autentică, închinarea care transformă și închinătorul și transformă și pe cei care sunt prezenți și asistă la închinare și o vedea, nu pot să stea pasiv, ci sunt prinși în acest iureș al închinării. Care? O vedea, o să o definim prin două trăsături. Da, în primul rând, închinarea care transformă este închinarea generată de revelarea de sine a Dumnezeului nevăzut. Încă o dată. Închinarea care transformă întotdeauna în Biblie și în istorie este generată, este consecința revelării de sine a Dumnezeului nevăzut. Mă poate că cineva zice, Doamne, de ce ai numit închinarea din Matei 2 a magilor închinarea care transformă? Uitați ce spune versetul 12, puneți-l în fața noastră. De ce cred că această închinare transformă? Pentru că i-a transformat pe acei astrologi, pe acei magi. Uitați-vă de ce cred asta. După ce ei s-au închinat, Biblia spune că Dumnezeu, versetul 12, li s-a descoperit noaptea într-un vis și le-a spus, băieți, nu vă mai întoarceți pe unde ați venit. Da? Reprogramați-vă GPS-ul și dați o altă rută, nu prin Ierusalim, da? În urmă a fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe unde? Au venit pe o rută și s-au întors în țara lor, poate pe o rută mai lungă, dar pe altul. De aici deduc că s-a întâmplat ceva cu oamenii aceștia. Că închinarea înaintea lui Isus a produs mutații fundamentale, esențiale, în gândirea lor. De aceea am dat concluzia că întotdeauna închinarea autentică, închinarea adevărată, așa cum Hristos o numește în Ioan 4, în Duh și adevăr, întotdeauna transformă închinătorul. Și când mergi înaintea lui Dumnezeu și îl întâlnești, te întorci altfel. În timp ce te rugam mai devreme, m-am gândit la ce spune Apostolul Pavel Corintenilor, când le zice că Biserica lui Hristos se întâlnește să se facă mai bună. Nu le spune, voi vă adunați să vă faceți mai bună, mai rău. Imaginați-vă că în anul 2017, în cel puțin 52 de ocazii, Biserica Bethesda s-a întâlnit doar duminică, exceptând repetițiile și marțile. Cel puțin în 52 de duminici. În 2017, v-ați întâlnit ca biserică. Ne-am întâlnit noi mai puțin. Duminica, și dacă în 52 de întâlniri ale bisericii aici, biserica s-ar fi făcut cu un pic mai bună fecătrire, unde eram astăzi? Dar cei care suntem și umblăm cu Domnul de zeci de ani de zile, îmi imaginez că am avut sute de întâlniri cu biserica și fiecare întâlnire avea intenția să transforme ceva în noi, să ne facă mai bun decât în duminica trecută. Și următoarea, în data de 7, să ne facă mai bun decât în duminica asta. Cum ar trebui să arate biserica în timp? Ce zice Onele? Cum ar trebui să arate? Cred că altfel. De ce oare însă întâlnirile bisericii nu întotdeauna și ating scopul să ne facă mai bun? De ce? Mai multe explicații decât una singură. Închinarea noastră nu întotdeauna este o închinare autentică. Deci nu întotdeauna închinarea noastră transformă. Și când închinarea ne lasă la fel de reci ca înainte, sau la fel de rei ca înainte, sau la fel de insensibil ca înainte, te întrebi ce fel de închinare este aceasta? Magii? Să întorci pe alt drum. Știți de ce? Nu pentru că așa le-a cășunat lor,
Că au zis, mai să vedem, am cheltuit o grămadă de bani cu acest drum, această călătorie. Hai să vedem, cum mai putem recupera din eforturile financiare? Nu. Ci textul spune că au fost înștiințați de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este prezent în închinarea autentică și El transformă gândirea închinătorilor. Bun, mă întorc la primul lucru care face dintr-o închinare să fie una care transformă închinătorul. Spuneam, în primul rând, închinarea care transformă este consecința revelării de sine a lui Dumnezeu. De unde știu asta? Păi de la magi. Merg la Ierusalim și spune împărate, la Ierod, împărate, a venit la Ierusalim să ne închinăm împăratului de curând născut al iudeilor, pentru că i-am văzut steaua înrăsărit și a venit să ne închinăm lui. Dar cum a vrut steaua aceea? Cine a găsat-o pe firmament? Cine a creat-o? Păi cel care este într-o zi să fie luminători și ziua și noaptea. Cel care a creat universul și galaxiile acestea care ne numesc. A făcut să apară o stea, nu știu din ce galaxie a dus aici, nu știu, într-un detalii, nu sunt importante. Dar Dumnezeu, creatorul universului, a adus pe boltă steaua aceea și astrologii care investeau timp și erau pasionați să studieze mersul stelor, au văzut că o stea de excepție a apărut pe firmament. Și astrologii din Țara Răsăritului s-au auzit, nu știu, într-un congres, abar n-am cum să-l numesc, dar s-au întâlnit și și-au dat seama că ceva unic și de extremă importanță se întâmplă în univers și afectează muritori, afectează rasa umană. Studiți de la aceasta, se naște un împărat de excepție. Unde? În zona aceea. Dragii mei, magii au avut parte de revelație divină, de descoperire din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut să apară steaua. Dumnezeu a creat steaua aceea și le-a descoperit-o magilor. Altfel nu știau ce s-a întâmplat în Ierusalim. De aceea au venit și au văzut cale lungă, cum spuneam mai devreme, pentru că ei au realizat în urma revelației divine, a descoperit lui Dumnezeu că în istoria lor, a pământenilor, a intrat în zilele acelea un împărat cu totul și cu totul excepțional. Oare de ce păstorii într-o seară și-au lăsat oile pe imași și-au plecat? Nu departe, era un Betlehem în zona aceea. Să viziteze pe pruncul, care era mult mai mic acum decât vremea magilor. De ce au plecat păstorii? Spuneți-mi voi, de ce au plecat păstorii? De ce și-au lăsat urmele? De ce? Spuneți-mi voi, de ce? De ce? Pentru că în seara aceea, adică ei povesteau și își vedeau turmele care se odihneau, a apărut din senin un înger. Se întâmplă ca doi. Deci vreo 10, dacă vreți, și 11. A apărut un înger care le-a zis, vă aduc o veste bună. Iată că în cetatea lui David vi s-a născut un salvator. Și când aduc veste bună, apare acum corul acela, da, de înger care onorează pe Dumnezeu pentru intrarea în istoria pământenilor a lui Iisus, Fiul Dumnezeului cel viu. De aceea păstorii își lasă calavalecurile, își lasă oile și merg să se închine pruncului. De ce? Pentru că a avut parte de o revelație divină. Hai să mai au un închinător de care m-am îndrăgostit. Fapte 8. Iarăși un om nu de ignorat în antichitate, un ministru de finanțe. Așa e un concediu. Dacă din câteva era un negru, dar era de culoare. Și pleacă la Ierusalim. Știți de ce? A venit la Ierusalim să se închine, să cânte un cântec. Nu știu dacă se pricepea la cântat. Nu știu. Nu asta e important. Dar când Biblia vorbește de închinare, Biblia, dragii mei, nu vorbește despre muzică. Închinarea nu este produsul muzicii de calitate, ci produsul revelării de sine a lui Dumnezeu. Și omul acesta merge la Ierusalim. Nu știm cum s-a creat acolo. Nu ne spune Biblia. Cert este că din Ierusalim s-a gândit să ia un suvenir.
Când am fost scoate în anul trecut în Israel, mi-am luat niște pietre din zidurile Ierusalim și le-am și acasă acum niște pietre, da. Omul ăsta nu-și lua niște pietre, ci-a luat o frântură din Isaia. Era un om de cultură, era un om, era un intelectual și a zis, mă delectez, cale lungă până înapoi în Etiopia. Aia să-mi iau ceva. Oare ce e mai important? O fi întrebat la tarabe, băi, care e cel mai important stil al vostru, al iudeilor? Că vreau să-mi iau și eu un suvenir, nu contează cât costă. Ai bani destui, da, domnule, plătesc, că-s mișul de finanță. Eu administrez finanțe în Etiopia. Oricât de aici, oricât care, Isaia. Și în timp ce se întorcea, eu cred că și asta era o închinare, mai Dani, drag. Se închidea pe Isaia, nu știa cine este Isaia, nu știa cine este robul Domnului Isaia. Dar era foarte preocupat omul ăsta. Și la un moment dat, Dumnezeu, care a urmărit toată povestea asta, rezolvă o întâlnire a acestui om, acestei femei, cu Hristosul din Isaia 53. Și știți cum îl trimite Duhul Sfânt pe Filip, arunce carul, bună, bună, ce faci? Uite, citesc, dar pricep ce citești, nu știu ce limba vorbeau, nu știu, că știa ebraică, da. Și dacă Filip știa limba lui. Nu pricep, ar fi bine dacă mi-ar explica cineva, păi urcă în car la mine. Și zice, uitați ce-l frământa pe omul ăsta. Domnule, spune către nou venit, către Filip, domnule, spune-mi, despre cine vorbește autorul acestui sur? Că scrie tare, tare ciudat aici. Am murit pentru oameni, am murit pentru păcatul meu. Cine-i? Ei, autorul textului Isaia sau e altcineva, domnule, că e o personaj tare ciudat. Și textul ne spune că din acest loc, din Scriptură, Filip îl descoperă pe Hristos. Și omul ăsta începe să se închine în interiorul lui Hristos. Îl cunoaște tot mai mult pe Hristos. Crește în el credința. Spune, uite, apă ce mă împiedică, vreau să-mi botez. Crezi că Iisus și Dumnezeu, crede, domnule, atunci ai să te botezi. De ce s-a închinat în felul acesta famenul? Pentru că a avut parte de revelația lui Dumnezeu din Scriptura, dragii mei, din Scriptura. Stau de vorbă cu mulți tineri, cântăreți buni și foarte buni, și mă surprinde că sunt unii care n-au timp de Scriptură, n-au timp de Biblie. Ei se ocupați cu repetițiile. N-au timp de rugăciune, se ocupați cu repetițiile. Dar frate, nu înțelegi că noi avem repetiții. Trebuie să investim repetiții. Noi nu avem timp să ne rugăm. Nu avem timp de Biblie. Voi, pastorii, faceți asta. Dar ce închinare e asta? Din ce se naște genul acesta de închinare? Din ce se naște? Din ce se naște? Nu știu dacă cineva dintre voi a fost interesat să vadă unde apare prima dată în Biblie închinarea și cum apare. Haideți să sugerez eu, dacă vrea cineva să le spune, nu cred că nu știu mulți dintre voi. Eu am fost foarte curios. Foarte curios am fost. Și nu poate apărea decât în Apocalipsa, da. Nu în Genesa, poate ajungem și în Genesa dacă avem vreme. Haideți în Apocalipsa cu mine un pic. În ce capitol să mergi? Spuneți-mi, în ce capitol să mergi în Apocalipsa? Spuneți-mi voi. Dani, unde să mergi? Tica, unde să mergi? În ce capitol? 4. Sigur, Tica. 4. Capitolul 4. Prima imagine în Biblie unde apare închinarea. Apocalipsa 4. Și știți unde apare? Exact în sala tronului de unde domnește Dumnezeu Creatorul în universul nostru. Acolo sunt 4 făpturi vii. Exact în proximitatea tronului. Și în jurul lor, și a tronului, 24 de bătrâni. Citeți versetul 8, capitolul 4, versetul 8. Fiecare din aceste 4 făpturi care reprezintă întreaga creație vie, aceste 4 făpturi vii, că sunt vii, da? Aveau câte 6 aripi și erau pline cu 8 de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte, adică non-stop, ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, care era, care este, care vine. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, care era, care este, care vine. Non-stop în cer se întâmplă asta.
nu știu când, da. Ele ziceau, declarau, afirmau, da? Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni, fiți foarte atenți la detalii, credeau înaintea celui ce sta pe scaunul de domnie, da? Adică Dumnezeu. Și i-au zis, credeau și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, afirmau, vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea. Dar de ce? Căci tu ai creat toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost create. Dați-mi voi să vă întreb, ce înseamnă că niște bătrâni își aruncă coroanele înaintea Creatorului când se chină și îi se aruncă la pământ, vom vedea. Deci își aruncă coroanele. Ce înseamnă coroana pentru cineva? Dacă aceștia ar fi regi și regii și-ar scoate coroanele și le-ar arunca înaintea lui Dumnezeu, ce ar însemna? Doamne, mă predau asiecu toată ființa mea. Doamne, pun domnia mea, pun înțelepciunea bătrâneții mele, pun experiența vieții mele, pun IQ-ul meu, inteligența mea, cultura mea, pun experiența mea, le pun la picioarele tale, pentru că Tu ești Dumnezeu, Tu existi pe Tine însuți. De aceea ești sfânt, sfânt, sfânt. Tu ai creat tot ceea ce există, inclusiv creierul meu. Cum se spune la început dimineață, nimic de ceea ce avem noi, nu avem de la noi, ci de la Dumnezeu. Nu putem lua cu nimica. Ăsta e primul concert de închinare în ceruri. Da, cele patru vături vii și cei 24 de bătrâni îl recunosc pe Dumnezeu ca și creator. Mă duc la al doilea, capitolul 5. Și interesant, unde se întâmplă asta? Exact în prezența lui Dumnezeu care stă pe tron. O revelație first hand, la prima mână. Aceste făpturi și cei 24 de bătrâni îl văd pe Dumnezeu face to face. Și când vezi pe Dumnezeu, nu poți vedea decât sfânt, sfânt, sfânt ești Tu, Doamne. Uitați-vă capitolul 5. De ce spun că închinarea care transformă este o consecință a revelării lui Dumnezeu? În prezența Domnului, când îl vezi, nu poți să faci de altceva decât să te închini, să te prăbușești de fața Lui. Apoi, capitolul 5, în Apocalipsa, Dumnezeu ține mână surul istoriei noastre, cu mântuirea noastră, atât de scumpă. Și hai să citesc, că nu-i lung. Apoi am văzut, zice bătrânul Ioan, în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu o glas tare, cine este vrednic? Cine e abilitat să deschidă cartea? Nu era vorba de forța fizică, ci de acea autoritate pe care Dumnezeu o dă. Deci, cine e vrednic să deschidă cartea întâi? Se rupă pecețile. Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și spune bătrânul Ioan, pentru că el simțea în Duhul că e vorba de mântuirea lui personală, e vorba de răscumpărarea rasei umane și că dacă nimeni nu-i găsit vrednic, mântuirea noastră e în pericol, da? Și unul din bătrâni, versetul 5, mi-a zis, nu plânge! Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 pecete ale ei. Și când aude acest mesaj de la unul din cei 24 de bătrâni, da? Zice Ioan, versetul 6, și la mijloc, între scaunul de domnie, pe care stătea însuși Dumnezeu, și cele 4 făpturi vii, și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, iată revelația, da? Părea înjunghiat. Și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El, acest leu miel și miel ied, da? Sau miel leu, el a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce sta pe tron, da? Și atenție mare! Când a luat mielul leu și leul miel, adică însuși Hristos Domnul, în această imagistică, când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni, fiți foarte atenți la detalii, iarăși, s-au aruncat la pământ, bătrânii ăștia, s-au aruncat la pământ în fața mielului, având fiecare câte o lăută,
și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciuni de sfinți. Și cântau, atenție, apare cântecul, și cântau o cântare, un cântec nou și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupe cețile, pentru că ai fost junghiat ce ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice rod și de orice neam și ce-i cu asta, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat, zice Ioan, la acest concert superb în cerul. M-am uitat și pe jurul scaunului Domnie, în jurul făptulor vii, și acești două patru de bătrâni, am auzit glasul multor îngeri, erau miliarde. Ei ziceau îngerii cu glas tare, vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească cinstea, puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, slava și lauda. Și pe toate făpturile, creaturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul Domnului, adică Dumnezeu Tatăl, și a mielului să fie lauda, cinstea, slava, stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau, amin! Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Acesta este concertul care are loc în ceruri, în prezența Tatălui și a Mielului. Pentru că întotdeauna închinarea autentică, ce produce transformare în om, este urma revelării de sine a lui Dumnezeu. Când îl vezi pe Dumnezeu, când îl descoperi pe El, imediat te prăbușești înaintea lui ca cei 24 de bătrâni. Dați-vă la Isaia, în Isaia 6. Da? Când în anul morții bratului Ozia îl vede pe Domnul în templul lui cel sfânt, când îl vede Isaia, începe să tremure, să pălească așa ca și Ioan în Patmos, în capitolul 1, Apocalipsa, până când se atinge de un serafim cu un tăciune de pe altarul din cerul și rezolvă păcătoșenia. Dați-mi mai frații și surori, dați-mi mai oameni mai în vârstă. Închinarea care transformă întotdeauna este consecința descoperirii de sine a Dumnezeului cel nevăzut. Nu se poate în prezența Dumnezeului cel viu să nu fii pătruns de această realitate a prezenței dumnezeirii. 2. Dragii mei, întotdeauna închinarea care transformă îl determină pe închinător să se ofere lui Dumnezeu în totalitate și în exclusivitate. Încă o dată, închinarea care transformă închinătorul este închinarea care îl determină pe închinător să se dăruie în totalitate și în exclusivitate Dumnezeului la care se închină și care îi s-a revelat. Ce poate să însemne altceva? Acea aruncare la pământ a magilor în fața lui Iisus, copilul de sub 2 ani. Ce înseamnă acele daruri, cele investiții din viața magilor? Ce înseamnă aruncarea coroanelor de pe capul celor toșor de bătrâni care sunt priviți de Ioan în ceruri? Ce înseamnă prăbușirea bătrâneții la picioarele lui Dumnezeu și a Mielului sau lui Hristos, dacă nu această dăruire totală? Mi-a plăcut tare mult cântecele dimineață și mi-am notat aici refrenul unuia și îl putem pune aici dacă vreți. Mai mult decât un dar, eu însumi pe altar, ca jertfă, vreau să ard pentru tine. Mai mult decât un dar, eu însumi pe altar ca jertfă vreau să ard pentru tine. Doamne, dincolo de cântul meu pe care l-am tot de la tine, dincolo de vocea mea, Doamne, vreau eu însumi să ard, să mă mistui ca o ardere de tot pe altarul ascultării de tine. Deci mai asta e închinarea autentică. Spuneam că probabil facem o zi și la Genesa, pentru că prima dată, în textul Bibliei,
așa cum apare în Biblie, cronologic, în textul biblic. Ideea de închinare apare în Genesa, capitolul 22, într-un cadru foarte scandalos pentru mulți oameni care au lăsat Biblia din mână din cauza acestei scene. Eu cunosc pe un profesor de română care a făcut asta, a lăsat Biblia jos și a zis, domnule Șan, nu-s de acord. Genesa 22 este scandalos. Nu pot să cred că Dumnezeu vrea ca un tată să-și omoare fiul. Am înțeles. Citesc Genesa 22 de la 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame. Deci, rețineți, iarăși detaliile. Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Și a zis, Avrame, iată-mă răspunsul Avram. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Tot în țara Moria. Și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Cum? Doamne, ce să fac? Versetul 3. Avram. S-a sculat dinspre dimineață, a pus oare măgar și a luat cu el două sluci pe fiul său Isaac. Atea lemne pentru ardere de tot și a pornit pe locul pe care el spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Dumnezeu dă direcție exactă la cine. Și Avram a zis slugilor, versetul 5. Rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo. Ce să facem? Spuneți-vă, ce să facem? Vrem să cântăm un cântec Domnului. Să ne audă toți locuitorii zonei de pe lănțile aceia. Moria. Nu. Mergem să ne închinăm. Și apoi ne vom întoarce la voi. Ce l-a învățat Dumnezeu pe Avram? Părintele tuturor credincioșilor. Că închinarea care transformă viața înseamnă dăruirea totală lui Dumnezeu. Arderea de sine altarul ascultării de Dumnezeu. Dacă voiește cineva să vină după mine, a spus Domnul Iisus. Perfect. Să se lapede de sine. Ce înseamnă asta? Să se abandoneze. Să-și abandoneze dorințele, intențiile, planurile. Să-și ia crucea. Dar ce înseamnă să-și ia crucea în spate? Spuneți-mi voi, ce înseamnă să-și ia crucea în spate? Hristos urca pe Via Dolorosa purtând moartea lui în spate, da? Și-a dus crucea, propria moarte. Domnul îmi cere să fac la fel, să mă mortific pe mine însumi. Să faceți prin Duhul, spune Pavel în Romani 8, ca faptele trupului să moară. Să-și ia crucea în fiecare zi și să urmeze. Asta e închinarea autentică. Cel mai mare închinător pe care Universul l-a cunoscut vreodată, știți ce ne este, știți ce voi. Hristos Domnul care a ascultat de Dumnezeu Tatăl până la moarte. S-a închinat prin ascultare de Tatăl până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea a primit cel mai mare nume, cel mai celebru nume pe care cineva îl poate primi în Universul care de Dumnezeu. Și de aceea numele Lui se va închina într-o zi orice genunchi, orice limbă, va mărturisi pentru gloria lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Acum, spre încheiere, știți ce frământări am legate de felul în care magii s-au închinat și de felul în care noi ne închinăm? Dragii mei, magii n-au avut aproape nimic din ceea ce am eu și cu tine în cartea asta. Nimic. Aproape nimic. Magii nu l-au auzit rostind pe Iisus nici măcar o promisiune sau o fericire. E cel din Matei 5. Și s-au închinat. La o discuție cu magii, noi am băgat buzunar teologic. Tică, îți pui mici, îți bebeluși în teologie. Dar dacă ar fi vorba de închinare, ne-ar băga buzunar. Dacă am avea o discuție cu păstorii Betleemului legat de textele sacre și de Hristos, i-am băgat muzunar.
Pentru că ei nu știau atunci nimic aproape, decât foarte puțin din textele sacre. În comparație cu noi, erau la grădiniță. Noi savanți în Biblie. Și mă întreb, Doamne, ce se întâmplă cu noi? Noi astăzi cunoaștem atât de mult din revelarea ta în Scriptură și în istorie. Și suntem așa de slabi închinători. Când e vorba de o închinare autentică și să ne transforme viața, să facă din noi oameni gata să ardem pentru Dumnezeu. Doamne, ce se întâmplă cu noi? Așa să fiu bineînțeles și eu încerc să mă fac cât mai bineînțeles. După cu peste 25 de ani, am avut harul să locuiesc cu familia în Statele Unite. Acolo am făcut și teologia de îndescă. Aceea, acolo am descoperit lauda și închinare. Eu am fost frapat. Când am dat în amfiteatru prima dată și am văzut că toți colegii mei se închină. Și că am zis, ce cântece, de praise and worship cânt. Am rămas uluit și plângeam ca un copil. Am zis, asta este. Și am adus aia în România, în zona noastră. S-o pun biserica de tineri plină. Și apoi s-o golit. Pentru că s-a terminat muzica și poezia. Și am văzut un lucru care m-a dezamăgit și nu știu cum să mă reparăm. Biserica a învățat să cânte foarte mult, dar n-am avut timp să se roage. Sigur, soluția nu-i să diminuăm timpul de cântat în biserică. Dar trebuie să fim foarte atenți. Dragii mei, închinarea care transformă viețile nu are a face nimic cu muzica în primul. Uitam zile trecute la un cântec, Freedom se numește, cel mai ascultat cântec al lui Hillsong, cel puțin așa de pe YouTube, peste 110 milioane de audiții. 110 milioane! Băi, geane, 110 milioane! Superb! Mă uit cum se închină. Și oamenii în vârstă mai mult decât mine. Dar dacă m-aș uita la concertele acestei lumi care zace în cer rău și la cântăriți acestei lumi, mă întreg de el. Și fac ce facem noi la rodă și închinare. Pe că de noi am și învățat noi, de fapt. Dar și noi, când noi confundăm muzica cu închinarea în duș și în adevăr, suntem într-un pericol de moarte. Nu trebuie să spuneți oameni, nu trebuie, nu vă grăbiți. Când noi confundăm închinarea autentică cu muzica, suntem în pericol. Păi dăm contenea prin Scriptura. Îți vede, dragă noastră. Știi când apare primul cântec în istoria biblică, așa cum este scrisă ea? Și a zis, știu, Exod 15. Dar ce se întâmplă acolo? Dați-mi băi. După ce Dumnezeu se revelează lui Israel prin trecerea Mării Roșii, Duhul coboară peste Moise și tot poporul și descopere un cântec de laudă și închinare prin care preamăresc brațul puternic al Domnului care i-a scăpat de Faraon și toată oștirea lui. Sigur, Maria prorocință profețește, pentru că în închinare autentică Duhul Sfânt este prezent și rostește profeții, dragii mei. Și interesant, la avea întâmplări. Se pare că ultima cântare în toată Biblia, știți unde are? În Apocalipsa 15. Știți ce cântau cei ce au birit fiara și semnele? Știți ce cântau? Culmea, cântarea lui Moise, care onora izbăvirea lui Dumnezeu din robia păcatului și a morții. Dar mai este un cântec în Apocalipsa, cel puțin în 14, am zis pe cel 2 din 4 și din 5, când cei 144 de mii îl onorează pe Dumnezeu cântând din alăutele lor, izbăviți în întrebarea aceea de sticlă de cristal. Sigur, cântecul, dragii mei, și are rolul lui, dar țineți minte, întotdeauna se naște din închinare, nu produce închinare. Încă o dată, cântecul, cântarea duhovnicească întotdeauna se naște în urma închinării provocate de revelația lui Dumnezeu și nu este produsul.
Bine am zis? Băi, ceva așa. Dacă cântăm bine, oamenii se închină. Nu, dragii mei, dacă ne închinăm bine, dacă ne închinăm bine, oamenii cântă. Noi ce facem? Hai să cântăm. O să spuneți, da, păi și profetul Ezechiel întreabă, nu-i pe aceea când cântăresc cu arpa să vină Duhul Domnului. Așa e, sunt momente când așa coboară prezența Domnului. Dar nu este o regulă, dragii mei. Nu cântarea tot, nu ce în biserică, închinarea autentică. Ci închinarea autentică în Duh și în adevăr produce cântări duhovnicești. Eu o să spun că asta așteaptă Dumnezeu de la biserica Lui. Întotdeauna în istoria biblică și a bisericii, când Dumnezeu se revelează, oamenii se închină și prezența Dumnezeului cel viu în închinare produce mesaje profetice uneori prin cântece. Uitați-vă la Deborah, așa e. Uitați-vă la Ana, uitați-vă la Maria, uitați-vă la Elisabeta, uitați-vă la Ioan Botezătorul. Când Duhul lui Dumnezeu coboară prin revelația destinului lui Dumnezeu, apare mesajul profetic, apare cântarea profetică, apar darurile Duhului Sfânt de care avem nevoie, începând cu mine. Ok, înainte să cântăm, aveți Dani, să ne pregătim să... Că mă gândesc că închinarea care am avut-o până acum generează acum o cântare de laudă, da? Să nu uităm. Închinarea care transformă, în primul rând, este întotdeauna consecința revelării de sine a lui Dumnezeu. Doi, închinarea care transformă, dragii mei, înseamnă în esență dăruirea de sine, da? Dăruirea de sine pe altarul ascultării de Dumnezeu, da? Dăruire plenară. Merg să mă închin cu Fiul meu, adică să-L sacrific, să ard de ascultare lui Domnul, să mă abandonez pretențiile de dragul Domnului, să-mi iau crucea să-L urmez, să fac din voia Lui voia mea. Și atunci asta mă transformă ca și Isaia. Și când ies din prezența Lui, zic, Doamne, trimite-mă unde vrei, ce vrei să fac în Biserica Bethesda? Ai treabă pentru mine? Am. Și mă apuc de treabă și fac. Domnul să facă asta pentru Bethesda. Amin? Stau în picioare și continuăm închinarea pentru Dumnezeu. Dumnezeu, sufletul meu e legat, l-am întâlnit și sper și e transformat. Cu viața mea în orice clip voi vesti când e de bun. Rătăcit eram și singur, aspășesc pe oameni.